La invitația Consiliului Județean Sălaj, trei suedezi din regiunea Jämtland au venit la Zalău pentru a ne învăța ce este gastroturismul și cum se poate promova județul Sălaj prin mâncare tradițională. În aceste zile, ieri și astăzi, se desfășoară faza experimentală, lansarea acțiunii pilot în proiectul de transfer al unei bune practici din Suedia înspre Sălaj, și anume promovarea gastronomiei locale. A reunit echipa de transfer care are aici lângă mine trei experți din Suedia. Ei vin din regiunea exportatoare a acestei bune practici și în discuțiile de ieri am avut o evaluare a stadiului proiectului, o prezentare a lui, iar astăzi, de dimineață, ne-am întâlnit cu producători din județul Sălaj și a fost o paletă mai largă de producători, de produse de panificație, produse de carmangerie, pește, produse apicole, fructe, țuică, vin. Și vreau să le mulțumesc pe această cale că au arătat un interes față de acest proiect, care de fapt își propune în esență ca în perioada următoare să facă o identificare a producătorilor care au un potențial pentru acest tip de turism. Turism pentru produse tradiționale și gastronomie. Urmează să identificăm apoi pe cei care au și un potențial de creștere în a-și dezvolta eventuale locații turistice în care să se poată desface asemenea produse. O specificitate a proiectului este aceea că își propune să valorifice produsele direct la producător. Adică să ducă turiștii direct la producător, să le dea posibilitatea să vadă în ce fel se produce, care este istoria produsului și să le dea posibilitatea chiar să participe la diverse faze ale tehnologiei, acolo unde lucrurile sunt posibile din acest punct de vedere. Să dea apoi producătorilor posibilitatea de a-și dezvolta și mai mult producția,